a fost un adevărat iureș al prețurilor și de această dată mă refer la fructe. Primele căpșuni erau atât de scumpe încât îți era frică să te și uiți la ele. La cireșe a fost mai rău, pentru o jumătate de kilogram trebuia să faci credit la bancă. Acum prețurile sunt mai realiste, uneori cam prea grele pentru buzunarele noastre. Oricum, fructele de sezon au început să invadeze piețele și am început să ne facem rezerve pentru iarnă de gemuri și dulcețuri. În Iași, colega mea, Raluca Daria Diaconiuc, ne anunță că zmeura autohtonă a cucerit tarabele, cum ar fi cea din plantațiile de la Războieni, culturi îngrijite de Dorian Secară. Nu am avut chiar nici într-un an așa rod. Se vede că gunoiul de grajd își face treaba. Uitați că stă gunoiul. Mulți mi-au spus că am băgat foarte mult gunoi, dar nu e adevărat, că ele, având și apă, a scăpat și la apa noastră, reacționează foarte bine. Hai să facem o tură aici în zmeura ta. Sunt drajonii care pot să pe vârfuri. O să înceapă să înflorească pe vârfuri. Și asta e învățul mic lăsat din noi din toamnă. Să rămâne aici, noi o tăiem total cu toamna, dar ea văd tot crește și tot astăzi. Prețul la zmeură va fi de 30 lei pe kilogram. Cu 30 lei plecăm anul ăsta și nu o să scadă foarte mult, pentru că este foarte mult cheltuială la creștere ei, motorină, combustibil, oameni și așa mai departe. Vă așteptăm pentru comenzi, vă așteptăm să ne sunați, aveți numărul de telefon și pagina noastră. De acum, să vă spun, îi dăm start de astăzi, îi dăm drumul la treabă. Cei care vor să vină să culeagă ei singuri, sunt așteptați cu mare drag. O să fie undeva la 25 de kg dacă culegeți singuri cu asta. Și culegeți și vreți cât doriți, cât nu-ți fie nevoie.